de suspect. Rămâne de văzut ce declarații va face în momentul în care va ieși de la audieri, întrucât menționa că va face și precizări pentru presă. De asemenea, în același dosar a fost citat și Gabriel Oprea. Acesta, în perioada în care a fost extrădat Nicolae Popa, era ministru al Apărării Naționale. Totodată spunea Gabriel Oprea că este citat în calitate de martor. A venit însoțit de avocat, iar după ce se vor termina audierile în cazul lui Florian Coldea, Gabriel Oprea la rândul său va fi audiat. Vom vedea și ce declarații va face acesta. Vorbim așadar despre dosarul în care Laura Codruța Chioveși a fost pusă sub urmărire penală, a fost de altfel pusă de către procurorul de caz Adina Florea, inclusiv sub control judiciar. Însă acest control judiciar a fost ridicat de magistrații Curții Supreme pentru că nu există nicio probă în cazul acestor acuzații aduse în dosarul ei. Mulțumesc, Gabriela, pentru detalii. Trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, că domnul Coldea a fost mai mult decât ironic la intrarea în secția specială de investigare. De ce? A zis, Doamne, cât interes pentru un biet profesor pe această care. Să vedem materialul. Știți foarte bine că nu pot să fac niciun fel de observații sau comentarii, doar ce în momentul de față... Aveți grijă. Nu, o secundă. Deci o să fac câteva observații în momentul când dosez. Vă mulțumesc pentru interes. Sunt citat ca martor într-un dosar. În ce dosar? Nu știu, acum aflăm. Același dosar în care ați mai dat explicații data trecută? Deci, când mă întorc, cred că vă dau. Ormiza este interesantă, este vorba despre o dezvăluire marca Sebastian Ghiță, despre niște bani foarte mulți necesar plății unui avion, da, privat, care să-l aducă pe Nicolae Popa de peste mări și de peste țări. O întregă scandal care, iată, acum își mai joacă cumva o bătălie în atenția opiniei publice. Hai să vă prezint invitație, pentru că este interesant, mi-a plăcut domnul Coldea. Eu sunt un biet profesor, adică mă cheamă ăștia, adică pe un dascăl necăjit, cu un costum același de 20 de ani. Sarmiza Andronic, consultant politic, bună ziua și la mulți ani, doamnă! Știți dumneavoastră de ce? Sarmiza Andronic împlinește astăzi un număr de ani, dar nu contează că vârsta e o stare de spirit, așa. Da. Salutăm din dreapta mea de la PMP Ștefanel Dan Marin. Bun găsit, domnule Ștefanel Dan Marin. Tănase Stamule de la PNL. Bun găsit, domnule Stamule. Florin Constantin Durgheu, avocat. Bun găsit. Și mai în dreapta. Cel mai dreapta sunteți. Bun. Secția asta de investigare a infracțiunilor din justiție, domnule, a anunțat undeva prin martie, pe la sfârșitul lunii martie, domnule, că demarăm o acțiune penală împotriva fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși, acuzată atunci de infracțiunile de luare de mită, abuz în serviciu și mărturie mincinoasă, plasată inițial sub control judiciar 60 de zile. Știți acea telenovelă că trebuie să merg la Bruxelles, că mă aleg ăștia procuror general european? A fost un întreg scandal. Chioveși a contestat măsura aceea cu controlul judiciar, iar magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dat câștig de cauză. Acum vorbim despre Nicolae Popa, cel care a fost omul de încredere al lui Sorin Ovidiu Vântu, da? Și care a fost adus în urma unei condamnări de peste 10 ani de închisoare, a fost adus de peste mări și de peste țări. Zice un referat, cred, sau un rechizitoriu, cum e corect? Încă nu e referat al procurorului, în momentul în care se doamna Laura Codruța Chioveși ar fi pretins și primit în cursul anului 2011 suma de 268.689 de lei de la Sebastian Ghiță, tocmai pentru a plăti acel avion despre care MAI-ul spunea că l-a plătit el până la urmă. A fost o întreagă nebunie. Mă rog, ce știm cert, că Nicolae Popa a fost urcat la Jakarta, în Indonezia, într-un avion privat și a dus în România. Acum, ce caută Coldea și Oprea în jocul acesta? Haideți să încercăm să deslușim împreună. Sarmiza Andronic.
Păi, ce caută Colgea și Oprea? Mi-e foarte greu să vă răspund eu la întrebarea asta, însă vreau să vă spun că mi-ar fi plăcut să mă întrebați ultima despre acest subiect și aș fi vrut foarte tare, aș fi vrut să ascult părerea domnilor din platou și spun asta pentru că eu nu fac notă discordantă în acest moment cu românii noștri din România care nu mai au încredere în justiție. Eu mă îndoiesc sincer, având în vedere că sunt atât de multe personaje care știu foarte multe secrete despre cum merg lucrurile în România, persoane foarte bine poziționate social, persoane care au deținut puterea, fie că au fost ea în față sau pe rândul doi. Eu mă îndoiesc sincer că vom afla cu adevărat adevărul. Cred că vom rămâne cu aceste semne de întrebare mult timp de acum încolo. Vom vorbi astăzi despre Coldea și despre Oprea și mâine nu vom mai vorbi, domnule Botin, vă asigur. Niciodată despre domnul Coldea? Cum să nu vorbim? Niciodată, probabil că... Mai eu aș vrea să vorbim, eu chiar l-aș întreba o dată. Și eu îmi doresc să profesor, vorbim. Da? Că am înțeles că predă pe la nu știu unde, la Oradea, pe la nu știu pe unde predă, pe la nu știu ce. Gândiți-vă că se face o presiune... Nu știu, pe la Cluj, se face o presiune mediatică și spre deosebire de altă dată și atunci când vorbim de alte subiecte, suntem criticați de foarte multe ori că vorbim de subiecte, de anumite subiecte. Ei, de data asta, mie mi se pare că această presiune mediatică este foarte binevenită, pentru că nu cred că e drept să-i lăsăm să-și facă de cap. Păi nu, dar eu vreau să merg dincolo de știre, că aici vreau să vă rog, stimați invitați, să mergem dincolo de știre. Eu nu mai cred de mult în coincidențe. Eu am văzut de aici, de la acest pupitru, de la această masă, niște lucruri care au venit conform unui timing preferat, da? Inclusiv aducerea lui Nicolae Popa a fost la un moment la oportun. La un moment dat cu un mega timing, așa, exact. Și băi, deodată, acum apare Gabriel Oprea, un personaj controversat, mă rog, iubit de... Cred că s-ar putea să aflăm adevărul în acest dosar, doar că s-ar putea să-l aflăm un pic prea târziu. De ce? În urma intrării în vigoare a modificărilor codurilor, faptele vor fi prescrise. Asta aproape cert. Lăsând chestia juridică la o parte, demersul într-adevăr merită toată atenția, deoarece în ultima vreme și dumneavoastră a sesizat bine, nu doar de la acest pupitru, faptul că se întâmplă niște lucruri pe scena, de fapt în spatele scenei, că nu pe scena politică, în spatele scenei. Ne referim la domnul Maior, ne referim la domnul Coldea, doamna Codruța Chiuvici. Da, domnul Oprea are un partid care în momentul ăsta candidează la europarlamentare, așa? Da, nimic nu întâmplător. Dânsul va fi audiat referitor la acest aspect. Fiind audiat în calitate de martor, trebuie să declare tot ce știe referitor la acea speță. Dacă știe sau dacă nu știe. Mai departe vom vedea care este concluzia. Ce este de văzut în continuare este în ce măsură această relație va dăinui și nu vom vedea săgeți aruncate, respectiv vine aruncate de la unul la altul. Adică domnul Maior să spună că tot răul a fost de vină domnul Coldea, domnul Coldea să arate către domnul Maior sau amândoi către o altă da, persoană. Da, foarte bine că l-ați introdus în discuție și pe domnul Maior. Că e un context așa în nu, care nu poate, nu foștii poate, șefii fac tot om de pe la SRI sunt cumva sau revin în atenția opiniei publice. Dar eu știu așa, eu m-am uitat la niște filme, că eram mic și mă uitam la filme și mă uitam, de exemplu, la US Marshal, da? Țineți minte, da, băieții da. Aia, care aduc extradații ăștia, așa, cu avioane de linie, frățioare. Sunt în ultimul rând, ăia stau cu cătușele frumos, pac-pac, adică US Marshal, noi după suntem cum va fi adus și mazere. Păi nu, păi da, dar întrebarea la care nu a răspuns nimeni până acum, da? De ce Nicolae Popa a fost adus cu un avion privat? De ce a fost adus cu un avion privat, da? La întrebarea asta ar trebui să răspundă Laura Codruța Chioveși, cea care a semnat toată povestea asta, există și semnătura domnului Coldea. De ce cu un avion privat? Și poate ne gândim, oare și Mazăre vine cu un avion privat? Exclus. Să nu cumva să vă primească vreun instructaj, domnilor? Fiecare stat are o curbă de învățare, nu? Noi, ca o democrație relativ tânără, trebuie și noi să învățăm că mari corupți nu trebuie aduși cu avioane private. Și cred că după această experiență cu domnul Popa, niciun ministru de interne, procuror general, nu va mai gândi să aducă
niște vedete de astea infracționale cu avioane private. Deci noi am avut o curbă de învățare. Este normal, nu succesiune deci, de curbe. Nu, există o curbă de învățare în fiecare stat pe măsură ce acumulează experiență, evenimente publice care se întâmplă, în general caută să nu mai repete greșele. Doar PSD-ul repetă greșele în 2007-2008. Acum, dar asta e altă poveste. În ceea ce vedeți această secție de investigare, ea oricum a început cu un autogol, în sensul că a intrat într-un conflict cu doamna Căviș, iar în alta curte a invalidat acel mandat, ceea ce arată că, de fapt, încearcă să seteze o agendă politică, nu e neapărat o agendă legată de justiție, iar acești domni, având acele funcții foarte importante de statul român la, în timpul acelui eveniment, e firesc să fie chemați la, să dea declarații. Adică domnul Oprea era ministru de interne, domnul Cold era prima jungla serii. Nu cred. Și sau cred ce era? L-aș ruga pe domnul Botin să verifice. Cred că în 2011 Traian Igaș era ministru de interne. Atunci a fost... Și mie mi se pare foarte ciudat audierea de astăzi la pacheta celor doi, mă rog, știm doar calitatea de martor a general Oprea, dar în 2011 eu mi-aduc aminte că Traian Igaș a fost ministru de interne și în momentul ăsta... Era vicepremier coordonat. Era, avea tot felul de funcții. IGPR-ului a fost cel care a semnat, dacă vreți, aducerea în țară. Dar, în fine, scuze pentru întrebări. Și credeți că domnul Oprea este mai puțin influent? Nu, era ministru apărării. Nu, pentru că discuția, acum nu știu dacă ministerul de interne are avioane, era ministru apărării. Probabil că au încercat să trimită un avion. A scăpat din vedere. Eu am băgat mățul prin gard. Exact. Am băgat mățul prin gard aici și ați ocolit subiectul. Dar eu cred că este important. Cred că doamna Chioveci ar putea să... Dom'le, de ce a fost nevoie de un avion privat să-l ia din aeroportul din Jakarta? Explicația oficială. Pe Nicolae Popa. Dați-mi și mie explicație pertinentă. Explicația oficială este că în bugetul ministerului nu exista afișă de buget pentru transport. Nu exista posibilitatea de a face rectificare bugetară și nu existau nici la bani la fondul de rezervă. Și atunci cum a plătit și momentul ăla, pe nu exista pentru tot transportul. Și atunci, a plătit 200.000 de euro să meargă avionul și să cumpere un bilet de linie. De linie, poți și la business class dacă l-aducea scăpau cu 5.000 de euro. Dar nu, nume nu sună bine. Adică chem un om de afaceri care să mă ajute să-l aduc pe domnul Popa în România și omul ăla ce câștigă? Adică pe cheia la lui. Doi oameni de afaceri. Unul care până la discuția avionului să schimbe. Eu cred că e un pic cu sută cu ața. Eu vreau să nu pierdem firul. Pentru că domnul Botin are dreptate. Cumpărând un bilet de avion la o cursă liniei, costurile erau infinit inferioare și sub nicio formă nu se depășea un anumit buget. Mai mult decât atât. Mai mult decât atât. Dacă ne amintim, o secundă. În primul rând, doamna Chioveși n-avea niciun... În primul rând, dânsa era procuror general. În acel moment, la acea procedură, dânsa nu avea absolut nicio competență, s-a băgat undeva unde chiar nu avea competență. Motiv pentru care este acest dosar. Doi, în momentul aducerii în țară, șeful poliției române habar nu avea de această operațiune. Dânsul a declarat cu subiect și predicat că a aflat despre aducerea în țară ulterior și era ușor consternat. Deci cum că la ora Colțac Chioveși spune că banii au fost dați de poliție. Jumătate, aș vrea să urmărim firul lucrurilor. Din momentul în care această operațiune informativă, dacă vreți, a SRI-ului de colaborare cu unui serviciu din Jakarta, că l-au prins și așa mai departe, nu procurorul, deci nu Laura Codruța Chioveși, a dispus aducerea în țară cu un avion privat. Haideți să ne înțelegem foarte clar. Aici e vorba... Sunt acuzați în acest sens. Da. Nu, o secundă. Eu vă spun așa firul lucrurilor. În momentul în care Laura Codruța Chioveși a fost informată de reținerea lui și a semnat procedura de aducere în țară, nu procurorul aduce în țară un deținut. Cum nu procurorul îl aduce în țară pe Mazăre. Este sarcina Ministerului de Interne. Nu avea nicio competență, dar niciuna. Bun, înseamnă că suntem de acord că într-o primă fază, în momentul în care Laura Codruța Chioveși a dispus ca inculpatul Popa să fie adus în țară, probabil că cineva... Păi nu trebuia să dispună, asta spun, că nu avea competență. Păi dispunerea... Nu, procurorul încetează. În momentul în care s-a pronunțat sentința definitivă, procurorul mare... să spună Laura Codruța Dar nu dispune aducerea în țară. Nu, dar nu nimic. Păi în moment... Deci când nu are competență, nu trebuie să spună nici da, nici nu. Și ce ar fi trebuit să spună? Nimic. Nimic. Absolut nu era nimic. Treaba Absolut nimic. Păi nu era asta, asta e acuzația. Asta de aici se trage acuzația. De aici se trage păi, și acest întrebarea mea este că acel mandat de arestare nu, care a fost... Nu are treabă procurorul, asta vă spun. Deci, întrebarea mea nu are treabă procurorul să-l aducă. Procurorul general... Trebuia să tacă cu grație. Dar ce treabă are Colda?
Era numărul 2, păi nu, era numărul 2 în serviciu secret. Eu sunt convins că domnul Coldea ne-a spune exact nimic că nu va ieși de la... Evident, n-am spus. Exact, ne va ironiza într-un mare fel, nu pe noi personal, în general, pe noi nația asta română. Domnul Coldea ne va spune exact nimic, domnul Oprea ne va spune mai mult decât nimic, adică 0 plus 0,1 și noi ne vom gândi toată ziua, vai Doamne, ce s-o fi întâmplat? Eu pun aceeași întrebare în contextul aducerii lui Mazăre, luat și încarcerat el acolo frumos de face Skype-uri în închisoare în Madagascar, dacă îl aduce cu avion privat și dacă în avion la privat, zice de niște lucruri. Păi n-a zis domnul Stamule că țara asta a învățat și nu mai face greșe. General actual. Cineva pe acolo care vine cu el în avion să-i spună, băi, stai că în avionul de linie nu putem să discutăm niște chestii, hai să venim cu unul privat, că poate știi că avem de-astea de registrat, mai spui și tu niște chestii. Domnule, hai să trecem la o chestie super interesantă, nu de alta, dar mai târziu nu poate omul să stea de vorbă cu noi, pentru că are chestiuni importante. Bun, știți că vine Papa Francisc în România și are turneu, are jumleu, ciuc, se duce la ea și așa mai departe. Și pe mine m-a amuzat prin întristare cumva, o știre conform căreia cei de la CFR roagă studenții, cei care beneficiază de gratuitate, da, pe transportul sau la transportul pe calea ferată, domnule, să-și programeze, dar să mai evite ei rutele astea, că va fi extrem de multă aglomerație. Adrian Vlaicu, purtătorul de cuvânt al CFR Călătorie, cu noi, bună ziua! Bună ziua! Bun, haideți să vorbim un pic despre ceea ce faceți dumneavoastră ca și companie de vizita Papei. 31 mai, 1 iunie, suplimentați numărul de vagoane, aveți vagoane să suplimentați pe rutele astea după pelerinaj? În primul rând trebuie să facem o mențiune. În acea perioadă CFR Călători va avea în circulație capacitatea maximă de transport tehnic disponibilă, astfel să se asigure mobilitatea cetățenilor. În cadrul acestui program special de circulație aferent celor 3 zile, sunt practic 3 tipuri de acțiuni pe care CFR Călători le va face. În primul rând, se va asigura circulația trenurilor din programul normal de circulație al fiecărei zile. Deci nu vor exista devieri de trafic de la programul normal de circulație așa cum s-a vehiculat. În al doilea rând, pe perioada și pe segmentele cele mai solicitate, se vor introduce în circulație trenuri suplimentare de rang regio. Astfel, pe rutele Brașov, Miercurea Ciuc și retur, Târgu Mureș, Iordieni, Miercurea Ciuc și retur, Ghimeș, Miercurea Ciuc și retur, Ajut, Roma, Paștani, Iași și retur. Domnul Vlaicu, am înțeles, le aveți, acum toate nu facem mersul trenurilor în trenuri suplimentare. Bun. Și în plus aveți... față de aceste trenuri suplimentare, vă rog să mă ascultați puțin, se va asigura și circulația unor trenuri special comandate, venite ca urmare a solicitărilor arhiepiscopilor și episcopiilor. Ok, sunt de acord, asta e problema dumneavoastră internă, dacă vreți să diseminați, faceți cum fac și alte companii. Vreau să vă întreb dacă ați făcut un apel către studenți să se limiteze în a rezerva locuri în astfel de trenuri în perioada aceea. Deci nu am cerut nicio limitare. Am solicitat studenților, și este o solicitare normală din punct de vedere a oricăror societăți de transport, ca să-și programeze călătoriile astfel încât să evite utilizarea celor mai solicitate trenuri. Nici de cum nu s-a interzis accesul sau, Doamne ferește, vânzarea de bilete sau ceva. Pur și simplu, pentru confortul și siguranța celorlalți călători și a domniilor lor, am solicitat, dacă este posibil, să-și programeze călătoriile și să evite trenurile cele mai solicitate, nimic altceva. Un lucru vreau să vă mai întreb. Este adevărat că povestea asta
dincolo de faptul că miroase ajutor de stat pentru CFR, povestea asta cu studenții care, dacă e adevărată să-mi spuneți, că își rezervă bilete, aveți garnituri cu două sau trei vagoane maxim, alea în caseriile CFR sunt bifate ca rezervate și caserile nu mai vând în trenul acela pentru că studentul vine sau nu vine. E adevărat că aveți greutăți din acest punct de vedere? Pot să vă spun că sistemul electronic de vânzare nu permite vânzare, nu permite realizarea de vânzări suprapuse pentru la mai multe trenuri consecutive. Deci nu permite un asemenea. Ați înțeles întrebarea? Eu am înțeles întrebarea. Adică studentul intră online și își rezervă călătorie. Un loc, da? Aveți trenul cu trei vagoane, nu știu cât, 150 de locuri. Un loc, da? Și nu mai merge. Dar nici nu mai intră să anuleze. Să elibereze locul acela. Iar oamenii care vor să călătorească din punctul A în punctul B cu același tren, când merg la caserie, casera le spune, nu mai avem locuri. Păi cum, că vagonul e gol? Asta este, este un lucru care ține de spiritul civic al fiecărei persoane. Deci, din punctul nostru de vedere, nu putem să prevedem că acel călător va folosi sau nu trebuie. Domnul Vlaicu, ori n-ați înțeles întrebarea a doua oară, ori vă faceți că nu o înțelegeți. Nu, v-am înțeles foarte bine întrebarea, v-am și răspuns. Păi ține de spiritul civic al fiecărui student ca în momentul în care se răzgândește de la efectua o călătorie, să dea locul respectiv liber. Dacă nu îl dă liber, sistemul ține locul ocupat. Dar dumneavoastră încasați subvenția. Adică e super ok. Încasați subvenția de la stat dacă nu dă liber locului, nu? Dacă locul este dat liber. Nu, dacă nu e dat. Nu nimic. Nu, dacă nu e dat. Dacă pentru nu dovadă... Pentru că nu figurează călătorul că și-a luat loc. Este ca orice călător plătit. Cât de mult a ajutat compania această subvenție pentru studenți? Dar nu este niciun ajutor, pentru că în momentul în care pentru noi studentul renunță la călătorie și nu anunță, noi refuzăm călătorul. Da, mulțumesc, domnul Vlaicu, mulțumesc. Și aici mulțumesc. Apare problema. Mulțumesc, știu, e o mega problemă, mulțumesc. Eu pun o întrebare, el îmi răspunde cum aici vrea el. Iau publicitate, comentăm imediat. Aceea că cei de la CFR călători roagă studenții să încerce să limiteze cumva deplasările pe cât posibil, sau să fie serioși până la capăt și să nu rezerve locuri în trenurile speciale pe rutele acelea destinație pelerinajul Papa Francisc și apoi să renunțe la bilete așa cum e practica uzuală. Dar nu mai vreau să vorbesc despre asta, ci vreau să vorbesc despre cum reușim noi, companii, să găsim purtători de cuvânt care să facă nu înțeleg niște întrebări absolut simple. Și după ce o înțelege, mă rog, că e forțat să dea răspuns în doi peri. Deci asta mă deranjează într-un mare fel. De unde știți că a înțeles întrebarea? Bănuiesc, că e prezumția de inteligență aici. Nu? O bănuială mai mult sau mai puțin legitimă. Știrea e venită în fapt să preîntâmpine un eventual și cu siguranță un eșec al transportatorului național CFR în ideea în care au și găsit vinovații. S-o dea iar mai studenți. Ați văzut reportajele de zilele trecute când oamenii vreau să se suie în trenul de, nu știu, de videle. Am dat exemplu. Chiar a fost exemplu cu trenul de videle și n-au luat bilete de la caserie, n-au reușit să ia bilete de la caserie pentru că spuneau că toate locurile sunt ocupate, trenul acela avea exact două vagoane și s-au dus ăștia și s-au urcat între ei, erau libere, păi a cui? Păi că studenți. Nu, haideți să vă spun, când faci o politică de subvenționare indirectă a unei companii total ineficiente, nu poate să întâmple decât asta. Deci domnul Dragnea a dat o gratuitate, neapărat că nu mai poate el după studenți, ci pentru că CFR are un management total dezastros și astfel plătește, de fapt, corect, prin Ministerul Educației, o subvenție CFR. De ce nu are CFR? Deci vă dați seama, cu tot cu subvenția de la studenți, ei nu reușesc să-și ia vagoane noi, să modernizeze trenurile, adică ei nu reușesc nimic. Iar asta arată capacitatea profesională a oamenilor. Așa se vede, domnul ăsta purtător de cuvânt este total pe lângă subiect și asta se întâmplă că nu ataș frontal problema. Problema de astăzi este că CFR este un loc plin de nepotism, un loc total ineficient. Păi au așa, au subvenții la studenți, subvenții la revoluționari, subvenții la pensionari. De 70-80% din veniturile CFR sunt de la subvențiile de la gratuități. Să știe și mai mult, vor fi
cum vor fi ajutați și de această amnistie fiscală, că în fapt face referire... Nu, dar pentru persoane fizice. Tot fix pentru persoanele fizice care sunt angajate pe la gigantul, pe la mamuții aceștia, dacă vreți, ai statului. Statul, societatea CFR, n-a mai plătit CASE, și atunci vine statul și spune, gata, domnule, plătim noi. Da, și da, mai departe. Să nu uităm totuși să scoatem în evidență o performanță greu de egalată a CFR Călătorii din România, cu tot respectul pentru cei de acolo. În ultimii 21 de ani, cred, a reușit un tren să ajungă cu 5 minute mai devreme decât ora de sosire. Când era domnul Cuc în tren. Este o performanță de neegalat în România. Întâmplător, pasager de lux era domnul ministru al transporturilor, domnul Cuc. Care atunci nu băieții au băgat a 6-a, 7-a și au călcat pedala de accelerație să ajungă trenul la timp. Dar culmea că a ajuns cu 5 minute mai devreme, ceea ce mi se pare că... Dar este o performanță pe care nu o vor mai egala. În ceea ce privește, hai să luăm purtător de cuvânt la diversele societăți, care oameni sunt în posturi absolut ciudate câteodată. Dacă îi întreb cu subiect și predica, băi, e adevărat că se întâmplă chestia asta, stai să vezi că într-un degajament, în două ape, într-o seară, a fost o furtună. Adică... Asta este greșeala instituției respective. Eu nu aș acuza neapărat purtătorul de cuvânt, ci mai degrabă politica pe care o face instituția pe care acesta o reprezintă. E posibil ca acesta să nu aibă voie de la manager, de la director, de la ministru, să spună mai mult de atât. Și atunci există întrebarea domnului Botin era clară. În momentul în care locul nu este anulat, luați subvenția eu sau nu luați? Eu vorbeam despre purtătorii de cuvânt. Purtătorul de cuvânt. Și purtătorul de cuvânt spunea nu, dacă locul nu este dacă locul este liber, nu luăm. Eu aș acuza. Trebuie să mai iau publicitate încă o dată. Vorbim despre Zăpăceala, Uber și alte platforme de-astea de ride-sharing imediat în câteva minute. Parfumul Lenor inspiră povești de iubire. Bun. De astăzi intră în vigoare ordonanța de guvern care modifică legea taximetriei. Cu alte cuvinte, platformele de ride-sharing, așa se cheamă, ride-sharing, da? Sunt astea, Uber, Bolt și Clever, teoretic sunt în afara legii, da? Și dacă vreun șofer folosește platformele astea și îl prinde, nu știu cine îl prinde, îi dă amendă de 5.000 de lei, eu știu ce se mai întâmplă. Pe de altă parte, însă, ceea ce mi se pare mie și totul a dus la o mega confuzie, la o zăpăceală, aplicația în sine... a transmis mesaje, aplicațiile au transmis mesaje șoferilor circulați fără niciun fel de problemă și chiar ministrul Cuc a ieșit și a spus, băi, dar poți să circule fără problemă și nu știu ce. Și eu stau și mă gândesc acum și vă întreb în momentul de față, ce-i cu povestea asta, stimați invitați, da? Modificăm legea taximetriei prin ordonanță de guvern, dar iese reprezentantul al guvernului care spune că e ok să meargă, totuși, există și amenzi în quantum, dar de asemenea modificăm legea taximetriei să-i scoatem pe ăștia că au blocat aia piața Victoriei, țineți minte, dar nu facem o legea taximetriei foarte bine pusă la punct, în sensul în care taximetristul trebuie să fie îmbrăcat la, într-un fel, să aibă anumită conduită, să nu cear boișule unde te duc. Știi? Ceva de genul ăsta. Retrag în militare. Da, adică, asta nu știm să facem. Băi, și o confuzie interesantă. Întreb pe cei de acasă. Scrieți-mi pe Facebook. Ați mers cu platformele astea de ride-sharing astăzi, cu Uber, cu Clever și ce mai e? Scrieți-mi pe Facebook. Vă rog. Deci eu vă spun un lucru. Inițial au făcut un calcul politic în care au zis, domnule, nu putem să ne certăm cu taximetriștii. După care au făcut alt calcul politic în care și-au dat seama că 2,5 milioane de români merg cu Clever, Uber și și-au dat seama că numărul celor care au aplicații, vorbesc de șoferi, este aproape la fel de mare ca taximetriștii. Dar pe lângă șoferi, de data asta enervează și pe pasageri. Deci, pur și simplu și-au tras 500 de mii de bucureșteni merg zilnic cu una din cele trei platforme. Seama, deci eu mă uit la mine newsfeed, foarte mulți tineri cu prieteni de mei care folosesc Uber, este nenorocire pentru PSD. Deci vreau să spun că de azi de dimineață am câteva sute de postări în newsfeed cu oameni care înjură Partidul Social Democrat. Deci oamenii nu-și dau seama. În afară de, de o discuție politică sau chiar și de nu, una dar socială. Competiția, eu știu așa, competiția duce la progres. Okay. Atâta timp cât taximetriști sunt profesioniști, Uber contra taximetriști.
taxiurilor. Care este problema? Dacă este una legiferată. Până ieri nu era legală, până azi dimineață. Până azi dimineață, pentru că fiecare șofer își lua autorizație. Trebuie să aibă autorizație de transport persoane. Șoferii pe Uber. Nu, vând și alții. Eu am rude care fac Uber. Deci și el și-au dus și-a făcut și-a luat autorizare. Deci încă o dată, vând și alții. Dacă privim din punct de vedere al obligațiilor pe care le au taximetriștii, în zecit mai mari ca cele are șoferilor Uber, casă de marcat fiscal, prețul și durata cursei. Și să știți că cele mai multe servicii sunt pentru copii. Dacă mă lăsați să termin, eu vă spun așa că în momentul în care nu există un sistem legiferat, cum este Uber, în România, ci doar în Olanda... Dar de ce nu este legiferat? Păi asta e problema. Noi ne poziționăm, din păcate, pro sau anti-taximetri sau pro sau anti-Uber. Nu e asta problema. Comentăm servicii. Nu are nevoie cu taximetriști. Noi vrem taxiuri curate, taximetriști care să nu mai fumeze. Păi mă întreabă, poți să fumezi? Mă retrag în militar. Fără 50 de lei nu te duc. Fără 50 de lei nu te duc. Domnule Ștefanel Damarin, o întrebare. Corect. Nefiind reglementat, nu prea poți funcționa. Bun. Nu sunt reglementați. Cu toate astea sunt scoși în afară legii acum. Și vine ministrul și... Rămâne aceeași confuzie. Oamenii spun a mers cu platformele astea. Acum nu știu ce se va întâmpla. Vom afla cu siguranță. La ora 14 mergem pe urmele lui Liviu în Oltenia. Ce face acolo? O să aflăm împreună și multe altele pentru voi. Ne revedem atunci. Doriți să vă renovați?